fondator al Asociației Forum Apulum, este lector la Universitatea din Alba Iulia și ne va vorbi despre un proiect al asociației lor, un scurt ghid anti-propaganda. Bună ziua! Eu sunt și membru ASUR, să știți, am mai multe pălării, așa. Sunt mai de mult membru ASUR, de fapt. Dar, într-adevăr, am înființat cu câțiva colegi din Alba Iulia un ONG care se numește Forum Apulum. Și noi ne axăm foarte mult pe partea de educație. Suntem în special, targetăm elevii și studenții și mergem în zona asta de educație civică și educația gândirii critice, pe lângă care mai adăugăm niște chestiuni de educație non-formală, să zicem. Ăsta este primul nostru proiect. Am făcut o conferință pe tema asta cu fake news. Am tipărit acest ghid pe care l-am distribuit și în facultate și unor elevi. Alte proiecte mai cunoscute, poate, am avut în zona comunismului românesc. Avem un ghid ilustrat al comunismului românesc făcut cu artiști români, care a fost destul de bine primit în mediu. L-am dus la București, la Cluj, la Timișoara. Urmează să ajungem cu el la Vitești, la Curtea de Arte și la Craiova. Mă rog, e un plan un pic mai mare. Vreau să vi-l arăt și pe ăla la final, că se leagă un pic povestea, pentru că și ăla încearcă să răspundă unei propagande care vine din zona nostalgică față de ceea ce a fost comunismul românesc. Da? O să trec, să zicem, destul de repede prin prezentarea asta. Multe din chestiuni sunt cunoscute, dar o să am o provocare la final pentru auditoriu și este unul dintre motivele pentru care sunt aici. Și am plecat în prezentare de la ceea ce credem. Și am pus aici o serie de afirmații, pe toate le-am găsit pe undeva, deci sunt oameni care le cred pe toate sau unele dintre ele. Unele dintre ele sunt adevărate, unele sunt false. Încercați să le scanați așa rapid să vedeți pe care le credeți și pe care nu. Și mi-a plăcut mie să punctez aici o chestiune, și anume că pe lângă ceea ce numim adevărat, putem să diferențiem ceea ce nu e adevărat în două lucruri. În fals și în minciună. Unde minciuna este cumva intenționată, da? Adică tu știi că induci în eroare, dar ai un interes să faci chestiunea asta. Și asta se leagă de tema cu fake news. De asemenea, am vrut să aduc în discuție acest termen, care sună pompos, dar momentan nu cred că avem altul mai simplu care să denote acest concept. L-am trecut și pe aceste ghiduri și care se referă la modul în care ne formăm cunoaștere. Deci până la urmă, și aici vreau să fac o mică paranteză apropo de fake news, există un raport recent al Comisiei Europene făcut de o serie de specialiști în domeniu care începe cu a spune că fake news nu e un termen bun. Da? Pentru că sigur, putem să discutăm mult exact strict ce înseamnă fake news și ce nu e fake news, dar ce facem cu pseudoștiința, ce facem cu teoriile conspiraționale, ce facem cu diverse erori în modul în care ne formăm convingerile. Și de asta am vrut să plecăm de la termenul ăsta și cred că e important să înțelegem de unde apar aceste erori. Sigur că asta se ajunge la a înțelege ce înseamnă faptele și ce înseamnă opiniile. Apropo de pământul plat,
considerăm sau nu considerăm că pământul este plat? Este așa o semi-întrebare, este rotund, dar e o semi-întrebare. Opiniile sunt interpretări subiective bazate pe fapte și pe experiența personală. Am dat aici câteva exemple și tot timpul îmi place să insist, mai ales în discuțiile cu cei mai tineri, că, sigur, e foarte important să-ți exprimi opiniile și în experiența mea, pe lângă ONG-ist, predau la Universitate Informatică și lucrez și cu oameni care sunt în domeniul informatică, dar fac și chestii introductive pentru alte specializări. Și de cele mai multe ori, dacă pun niște întrebări, toată lumea își caută pixuri, se uită pe supancă, m-a pierdut ceva, se evită foarte mult să îți expui opinia, de teamă să nu greșești. Sigur că, la un moment dat, dacă ne mutăm cu povestea pe Facebook, acolo găsim un alt fenomen. Hei, asta e opinia mea, ce n-am voie să am opinie? Și sigur, lucrurile astea sunt în aceeași oală cumva și cred că ar trebui să transmitem tuturor și să interiorizăm, bineînțeles, că e important să stand up pentru opiniile noastre, dar în același timp să nu presupunem din start că sunt obligatoriu adevărate, ci că măsura opiniilor pe care le avem este dată de argument. Și acum ajungem, ok, dar ce e un argument? Păi, ce e un argument? Este o afirmație sau o secvență de afirmații ce susține sau motivează o concluzie sau o opinie. Da? Nu are absolut niciun sens să ajungi la acea poveste cu opinia mea și n-am voie să am opinie. Acum, mai concret pe subiectul de fake news, s-a mai zis astăzi, am pus și eu câteva date aici, că problema asta a propagandei nu este absolut deloc nouă, deși pare că a explodat foarte mult. Am găsit câteva date, începând cu Roma Antică. A fost, aici erau chiar o campanie de alegeri în care unul a scos niște zvonuri despre celălalt, care se pare că i-ar fi adus în final câștig de cauză. Asta ca să vedeți că se practicau aceleași metode sau că se reiau aceleași metode într-un fel sau altul. Evenimente care, vă dați seama ce s-a întâmplat aici. Deci a fost un întreg mob de oameni cu furi și torțe să gonească evrei care fac asemenea lucruri. La fel aici, după niște zvonuri, vă dați seama ce s-a întâmplat cu protestanții din zona respectivă. Deci tot timpul informațiile astea false au avut o utilitate undeva în spate. Ce nu este fake news? Și aici nu putem să nu ne referim la Trump, care se laudă încă că el a inventat termenul. Și mi s-a părut foarte, foarte amuzant și chestiunea asta puteți să o verificați dacă vreți. Nu o să intrăm acum pe link, să nu pierdem timpul. La un moment dat, nu mai țin minte exact când, anul trecut oricum, a propus el mai în glumă sau mai în serios să facă în Statele Unite, referitor la media americană, trofeul fake news. Da? Pentru că el tot timpul vine, you are fake news, you are fake news, you are fake news. Și la un moment dat a venit cu chestia asta. Hai să vedem care sunteți mai fake news, CNN sau New York Times. Asta era contextul lui. Și unii au făcut trofeul fake news. Cine a ieșit pe primul loc? Fox. Fox News. Așa este. Postul lui preferat. Da. Bun. Acum, dacă ne limităm la termenul ăsta, ce zicea și Elena mai devreme, și scoatem un pic din perspectivă zona de pseudoștiință, zona de conspirații și ne gândim doar așa, ajungem invariabil să dăm în politică. Da? Pentru că trebuie să fie niște interese acolo.
Dar care este concret ceea ce trebuie să găsim? Păi, în primul rând vorbim de o informație punctuală. Datele sunt false sau parțial false și interpretările, cel mai important este partea de interpretări. Ce înțelegem din datele alea? Că se mai întâmplă, ne uităm la aceleași date și înțelegem lucruri complet diferite. Sunt câteva exemple pe care le-am luat din... Am încercat să ocup o zonă mai largă de exemple. Burger King a renunțat la șuncă. Unde credeți că bate știrea asta? La musulmani. La musulmani. Da? Uitați-vă ce fac ăștia. Ne fac să renunțăm la șuncă. Pedofilia a fost legalizată în Europa, Franța. Da, astea sunt știri reale din evenimentul zilei, din Active News, așa mai departe. Da? Asta l-am lăsat cu majuscule pentru că așa erau scrise, cu majuscule. Da? Nu se știe, dar evenimentul... Evenimentul zilei este de câțiva ani... Da. Unde bat ăștia? Homosexualitatea. Mai bat ceva. Nici vorbă. Europa depravată. Corect. Europa depravată, acolo bat. Trebuie să ne protejăm. Cum? Uitați-vă ce se întâmplă în Franța. Noi trebuie să nu fim cu Europa, că o să legalizeze și la noi pedofilia. Rachete cu uraniu detonate în Călăraș. Asta a fost emisiune TV, la România TV. Erau experți militari, care vorbeau despre ce s-a întâmplat, vai, știre, nu, super dubios, explozie. Sigur, nu avea absolut nicio legătură, erau niște imagini mai vechi de la niște teste militare, puse peste alte informații, amestecate, făcut o varză continuă. Dar chestiile astea, dacă le căutați, încă există, deci ele sunt undeva acolo și au ajuns la niște oameni, au influențat niște păreri. Codex Aureus, pierdut de România în favoarea Ungariei la CETO. Monica Macovei a pledat împotriva statului român. Asta iar este o știre un pic mai veche, din perioada în care Monica Macovei încerca să facă partid, o candidat la prezidențiale, și ea ca ce s-a descoperit că Monica Macovei nu este un bun român, că a pledat împotriva statului român la CETO și ne-a costat Codex Aureus. Apropo, Codex Aureus e la Alba Iulia. Dacă vă interesează, este în Biblioteca Batianeum, închisă bine, e acolo, procesul e mult mai complicat. Într-adevăr, este un grămuț de adevăr aici, că de-aia ziceam că datele sunt uneori numai parțial false, că Monica Macovei a făcut parte din echipa care a reprezentat la CEDO Arhiepiscopia Romano-Catolică, cea care cere retrocedarea clădirii monument istoric Batianeumul din Alba Iulia. Povestea este foarte lungă. Aia este o clădire care a aparținut lor. În fine, încă se mai judecă. CEDO a dat câștig de cauză pe anumite chestiuni. Dar bunurile care aparțin cărțile respective sunt lăsate orașului. Deci ele nu pot fi înstrăinate. Și copiii vânduți de Iohannis unde sunt? Am făcut lista întreagă cu chestii pentru că nu mai terminam să trecem prin ea. Dar vedeți că până la urmă ajungem că este una din formele de epistemologie eronată. Deci este una din modurile în care putem să ajungem la să ne facem niște concluzii greșite. Este un frate cu pseudoștiința, dacă vreți. Bun, de ce apar? Cum ziceam, cel mai și cel mai mult mod ajung la interese politice, dar nu tot timpul. Și aici pot să vă amintesc de povestea cu site-urile din Macedonia, dacă nu mă înșel. Nu știu dacă știți povestea, un tip de 20 și ceva de ani, cu experiență de IT și cu niște prieteni, au creat o rețea de site-uri,
care au început să publice fake news despre Trump. El a fost cel care a publicat Papa îl sprijină pe Trump. Da? Cred că vă amintiți titlul ăsta. El l-a publicat primul, s-a viralizat la fel ca alte știri de genul acesta și ei au făcut estimat 100 și ceva de mii de euro din toată chestiunea asta. Da? Cum? Ei aveau site-uri, aveau reclame, aveau trafic, therefore bani. Ei nu aveau absolut niciun interes politic în toată povestea asta. Nu-i interesa, sunt, ulterior au apărut informații, interviuri cu ei, ei n-au absolut niciun interes politic, nu interesează cine o să fie președintele Americii, dar au găsit o posibilitate de monetizare. Deci banii sunt încă o motivație foarte interesantă. La evenimentul zilei, ei au adus chestiunea asta de clickbait, deci știri cu sirene și cu giganți, cum zicea Toma mai devreme, ca să atragă oameni care să dea click și ca să aibă trafic pe site ca să facă bani. Deci, sigur că și astea sunt importante. Dar, din nou, cele mai multe vă urmăresc și îmi place termenul ăsta de insidios. Da? Deci, nu, de cele mai multe ori nu au o țintă pe termen scurt. Da? Am dat o știre și gata. Câștigat nu știu ce sau am schimbat o chestie. Dar construiesc un mesaj ca să ajut la construcția unor convingeri care merg în direcția pe care o vreau eu, da? Pe exemplele pe care le-am văzut mai devreme. Musulmanii vor impune șaria în Europa, Occidentul e depravat, SUA ne tratează rău, fac teste cu uraniu, explodează uraniu la noi în țară, nenorociții, da? Macovei nu servește România, deci nu trebuie susținută. Și așa mai departe. Cineva are un interes și încearcă să canalizeze interesul ăsta. Și sigur, mesajele se compun, da? Deci, iată, SUA și Europa se întâlnesc. Sunt mesaje care aparent n-au absolut nimic în relație unul cu celălalt, dar se întâlnesc ca să ne regândim un pic euroatlantismul ăsta, că parcă frații de la răsărit sunt ca noi, ortodoxi, nu cu copiii mici, nu explodează uraniul la noi în țară și așa mai departe. Da. Cine se implică în povestea asta? Țări liberale, politicieni corupți, jurnaliști, postaci, antreprenori în ghilimele. Nu știu dacă știți narativa aia că UE are interesul să distrugă capitalul românesc. Da, ca să-și facă ei afacerile la noi. Multinaționalele. Da, multinaționalele. Și atunci vor să îi pune DNA-ul, să îi vâneze pe ăștia care fac săracii să străduie România să facă film. Da. Și bineînțeles avem categoria idioților utili, care unii dintre ei săracii dau share și nu-și dau seama exact că cineva îi utilizează. Ei poate chiar cred în chestia respectivă. Partea centrală a ghidului pe care l-a primit este o harta validării informației care pleacă de la titlu, da? Clickbait. Dacă sunt titlurile formulate senzaționalist, cu majuscule și mai departe, cel mai probabil ceva e dubios acolo. Sursele. Trebuie să vedem, ok, cine publică informația asta? Și vă spun că am o întreagă problemă în ultima perioadă în discuțiile online care au ajuns în zona următoare. Noi trebuie să fim imparțiali, deci nu contează cine zice ceva, contează doar ce zice. Eu nu sunt de acord cu asta, nu explic acum de ce că durează, dar putem să discutăm ulterior. Cred că știți multe din site-urile de aici. Acum, sigur, din nou poate fi o discuție că unele sunt subiective. Aici am pus două poze în care se vede foarte clar diferența în care se tratează un subiect. Aici e Huffington Post. Contextul era, Trump a zis ceva despre
un lider Native American, o zici ceva Pocahontas, s-a referit cu termenul Pocahontas la persoana respectivă, ăștia binare și ăștia lați de aici, care ăsta cred că e un influencer conservator, au găsit ei un alt lider Native American care zice, oh, nu-i mare lucru. Da, deci cumva... Factual, apare ca sursă de fact-checking, Snopes. Aici este un link peisajul media în România. Nu mai intru pe el să nu pierdem timp. Dacă căutați chestiunea asta pe Google, o să găsiți. Este din nou o hartă subiectivă. Probabil mulți ați văzut-o deja. Există asemenea hărți și față de media internațională, care îți pune pe o hartă, pe două axe, publicațiile în funcție de cât de quality și de reliable sunt ca informații medii. Da? Altă întrebare bună când citim ceva. Ok, este precizat autorul sau nu este precizat? Ce a mai scris autorul respectiv? Că dacă recidivează, deja e bine să evită. Da? Care este tonul articolului? Asta iară mi se pare foarte interesant și o chestiune pe care mulți nu par să o simtă. Deși pare destul de simplu. Dacă e ceva foarte exagerat, nu funcționează lumea așa. Dacă afli dintr-un ziar de foarte dubios găsit într-un colț de internet că extraterestrii au invadat New York-ul, probabil nu e așa, adică ar mai spune și alții chestia aia, da? Deci, incredibil câți oameni au crezut chestia asta cu sirena. Deci, nu știu, e poză cu ea, cum să nu crezi? Da? Știți care e realitatea? Este din Pirații din Caraibe, este un prop, da? Deci e făcută de pe Snopes, găsiți cu povestea cu omul care o face astea pentru film și o poză de acolo s-a dus pe niște canale și unul a construit povestea asta, că sirenele sunt reale. Dar uite că zice, numai că sirena nu e chiar ceea ce pare. Zici? Da, corect. Nu mai știu exact ce conține în articol. Ăsta e exemplu bun de clickbait, știi, că te face să dai click. Nu. N-are ulterior motives. Nu vrea să câștige cine știe ce de pe urma asta, în afară de faptul că te-ai dus și ai dat click pe articol și ai mai făcut niște vizualizări. Proiectul robotic, tehnologie extraterestră, armata SUA a dat lovitura. Well, maybe not. Gigantul. Gigant. Vezi? Puteți să negați? Uitați-vă, se vede omul, se vede scheletul gigantului, păi cum? Ce? E clar, nu? Scheletul de unde? La Rosia? La tunelele pe Subcarpați. Exact! Alte întrebări foarte bune și aici mă leg de o chestiune care e un picuț mai fină, dar care mi se pare iar foarte importantă. Sunt un anumit gen de articole care nu clarifică ce vor să spun. Nu mă pun niște întrebări. Noi ridicăm niște semne de întrebare. Da, ceva e suspicios într-o chestie. Nu știm. Nu știm. Ei nu spun exact ce. Dar vor să-ți transmită, bă, voi chiar credeți că ne-am ajuns pe lună? Adică chiar așa, simplu? Dar nu știu dacă vă dați acum seama, aici am niște exemple, dar nu se văd foarte bine. E un articol despre cum americanii au fost dați pe spate de economia lui Ceaușescu și de planurile lui Ceaușescu. Da? Și se fac niște legături incredibile. Deci... presată de femei. Bun, ce înseamnă presată de femei? Țara a fost nevoită să-și vândă resursele naturale. Țara a fost nevoită. Ce
Bun, cum adică? Aici zice că a fost un avion cu lingouri de aur la bord. Ok, unde, când, ce avion, de unde știm chestiile astea? Da? Deci sunt doar niște suspiciuni și niște aluzii, da? Ingerințele brutale în economia țărilor. La ce te referi? Zi mai concret. Da? Deci, textele de genul ăsta care sunt... aici asta îmi place. Să nu fi știut aceste lucruri cel care conduce de facto ție, generalul, bla 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 bla. Deci, genul ăsta de texte, care, bă, eu l-am ales pe ăsta că e foarte evident, dar în unele nu e chiar așa de evident. Îți vine cu insinuări și cu aluzii, nu zice concret, dar nici nu e atât de evident pe cât în textul ăsta. Alt criteriu este, îți provoacă o emoție sau vrea să reacționezi. Asta e cel mai... Da? Moștenirea neștiută a lui Ceaușescu. Astea sunt comentarii de pe Facebook, de la comentarii de la articolul ăla. Să trăznească Dumnezeu de hot. Ăștia trebuie ghilotinați, pentru că gloanțele costă bani. Conducător ca Ceaușescu să-și iubească țara, n-am avut. Vă citesc că... Se vede cam... Păcat de dobitocii care sunt în Parlament că vând țara la străini. De ce stăm și bârfim în loc să avem o atitudine mai democrată? Mucuri Sărescu este încă viu, nu? Da, ăștia sunt oameni care reacționează la știrea asta că dușmanii țării vor nu știu ce. Da? Deci, cum? Poate sunt bătut. Nu, chiar dacă sunt false și asta spune ceva. Da, poate unele dintre ele pot fi false, dar, cum să zic, site-ul este călătorinromânia.com, adică pentru cine ar face conturi false care să se ducă acolo și să comenteze. Asta iar este o poză celebră, apropo de emoție, a apărut prima dată poza asta, care s-a viralizat cu, de fapt, nu, așa era. Și contextul era, uitați-vă, refugiat venit în Europa, care era ISIS înainte. Deci ăsta era contextul. Să ne speriem un pic că sunt infiltrați printre refugiați. De fapt, el fusese invers, doar împotriva ISIS. Sau ăsta. Muslim immigrant beats up Dutch boy on crutches. N-are absolut nicio legătură. Ăsta nu era musulman și povestea este cu totul și totul altceva, dar... Și nu era olandez, și nu era băiat, și nu era... Da, dar este adevărat. Și are 20 și ceva de mii de share-uri și nu știu câte like-uri. Nu era mașină, era bicicletă, nu era rog, era pas și... Și sigur, în unele cazuri, e evident faptul că nu se respectă relațiile logice din text. Deci pleacă de undeva, sare la altă chestie, e o conspirație prin mijloc și așa se face. Aici asta am pus-o pentru că e una din știrile care m-au păcălit pe mine. Da? Mă consider destul de atent la ceea ce citesc. Era vorba despre Tecău, este un lider PSD din nu mai știu pe unde. Și un copil pupă picioarele lui Tecău. Okay. E semn divin. Inițial am dat crezare știrii pentru că am un pic de bias împotriva puterii politice actuale, dar după aia am stat un pic și un pic. După aia am stat un pic și m-am gândit, bă, poza e cam neclară, titlul e cam dubios, hai să vedem care e realitatea. Realitatea lui că ăsta nu-i copil. Asta am vrut să întreb eu, dacă nu e copil. Dar nu se vede foarte clar. E mai mic acolo, stă plecat, poate e un copil mai grăsus, nu dai seama. Și are mitră.
Păi, bine, în articol zicea că copilul era îmbrăcat în straie preoțești. Era un ritual de la biserica respectivă unde a fost chemat liderul ăsta politic, că așa e ritualul, chem pe cineva de afară și liderul bisericii îți pupă picioarele, nu un copil random adus de nu știu unde. Așa e ritualul lor și nu e nicio problemă cu asta, da? Unde sunt așa? Nu mai mi-aduc aminte. Așa scrie. Biserica armenească sau... Din Pitești, așa scrie. Da. Biserica armenească din Pitești în 2015. Și la ortodoxe există obiceiul spălatului picioarelor. Da. Dar aici o fi ceva mai... Da, la ei așa era acolo. Îl luau pe ăla, îi puneau o robă, îl puneau pe scaunul episcopului și liderul îi pupa picioarele lor. Dar ei au dat-o cu copilul că era mai cu potențial de viralizare și mai cu, au, hai să ne indignăm, da. E, personajul e dubios un pic, oricum, i-a ajutat chestia asta. Da? Deci, căutăm. Cine mai zice chestia aia? Ce era foarte interesant la știrea asta, apropo, este că am găsit-o și pe presa mai mainstream, s-au păcălit și alții, nu numai eu, dar preluată toate de la aceeași sursă. Da? Deci, surse independente e foarte important. Că uneori cauți, zici, păi am găsit-o și pe Hot News sau pe Digi sau pe whatever. Dar erau toate, ziceau, un jurnal din Argeș a găsit că nu știu ce. Da? Toți pointau spre ăștia. Din nou, aceeași poveste. Aici este căutare după imagine. Probabil știți, puteți să faceți Google Reverse Search. Mai sunt și alte engine-uri care permit chestiunea asta. Mai nou am găsit un plugin, se numește InVid, care face chestia asta și pe video. Îți poate analiza dacă video a fost tampered with sau nu. Bun. Și acum vine partea de provocare. După cum ați văzut, eu am intitulat prezentarea scurt ghid anti-propagandă, că e mic, dar cred că ar fi cazul să-l facem mai mare. Și când zic să-l facem, mă refer literally să-l facem. Adică căutăm oameni care să ne ajute în povestea asta, să facem un soi de ghid de... înțelegerea realității, dacă vreți, destinat tinerilor. Și ghidul ăla trebuie să fie atractiv pentru tineri, deci că de-aia am pus și eu iconițe și săgetuțe și așa, ca să fie mai vizual și mai pe înțelesul tinerilor. Și să prindem tot, da? Să prindem de la construcția cunoștințelor, ce înseamnă, cum sunt opinii, fapte, concluzii, partea de medicină, Nu a ajuns Cosmin. Să îl punem să scrie asta. Dezinformarea în știință. De ce? Cauze ideologice. De ce evoluția e cea mai contestată? Sau climate change? Aici au picurat acolo, se vede că e ud. O să terminăm în 5 minute. Putem să facem asta după? Oricum. Nu, oprește ăla și... ca să nu mai fac content. Deci partea de știință și după aia, bineînțeles, și partea de media basics. Deci cumva să luăm povestea asta, să ne mulăm pe ce zice Comisia Europeană că ok, nu e suficient să ne referim doar la fake news așa în mod strict, să luăm tot ce înseamnă gândirea critică și să încercăm să facem un ghid, să ajungem de ce nu la 10.000 de elevi și studenți. Și ce avem nevoie? Păi, avem nevoie de resurse umane, de finanțare, că nu o să-l vindem, trebuie să-l distribuim gratuit, de promovare și distribuție. Unde? Păi avem Bucharest Science Festival, da? Lucrează cu tineri, poate să le dea un ghid, evenimente, concursuri, poate să le dea un ghid de genul ăsta. Dacă e atractiv, o să se uite copiii prin el, o să citească. Cu calendare. Exact. Aveam experiența cu calendarele, care au fost foarte bine receptate în școli. Și care e procesul? Trebuie să definim structura, să strângem o echipă. Cam știm deja ce avem de făcut. Trebuie numai să pull together
chestiunea asta. Asta e adresa mea, puteți să-mi scrieți, mai puteam vorbi o tumasă și voiam să vă arăt în ultimul minut, așa repede, dacă îl găsesc. Ai grijă să n-apară chestii din istorie. Încă nu-i laptopul meu. Oh, mai rău așa. Ăsta este proiectul de care vă ziceam la început și care a avut destul de mult succes și pe care tot așa am strâns bani prin crowdfunding, l-am tipărit, îl distribuim, vrem să-l mai reluăm, să-l reedităm. Și partea foarte bună este accentul ăsta pe grafică, da? Deci, cumva, dacă vrem să ajungem la cei mai tineri, trebuie să fim foarte atenți la partea asta vizuală. De-aia voiam să vi-l arăt. Ăsta este mai, mult mai amplu decât cel pe care îl aveți în față de fake news. Tratează, practic, toată istoria comunismului românesc într-un mod care poate fi, și atunci ideea este să ai pe lângă un ghid util, să ai și un obiect pe care să vrei să-l păstrezi. Da? Dacă e suficient de frumos, tinerii o să-l pun acolo în bibliotecă și o să-l țină și se mai uită, se mai uită prin el din când în când. Aștept întrebări și... da, te rog! Mulțumesc!